Sergiu Costic este candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei Dudeștinoi. Deși are doar 27 de ani, a dobândit experiență în administrația publică locală, ocupând pentru 2 ani postul de viceprimar al comunei. Sergiu Costic este fiul al satului și a decis să pună umărul pentru dezvoltarea locului în care trăiește. Eu am mare încredere în Sergiu, îl cunosc bine și am văzut cât este de hotărât în tot ceea ce face. Îl vom sprijini cu toate forțele pentru a deveni primarul comunei Dudeștinoi, o localitate care are nevoie de elanul și forța unui tânăr, a declarat Alfred Simonis, președinte PSD Timiș.